Asociația pentru Protejarea Mediului, un mic ONG din Chiajna, care în momentul ăsta are în desfășurare un proces cu Agenția de Protecție a Mediului București, cu Primăria Bucureștiului, pentru oprirea autorizației de funcționare a depozitului de la Iridex Rudeni, prin considerentul că expertizele solicitate, înființate și însușite de către instanța de judecată au dovedit depășirea capacității autorizate de depozitare, precum și ocuparea domeniului public al statului cu o suprafață de circa 5 hectare. În același subiect avem plângeri depuse pentru aceste neconcordanțe între funcționarea și autorizația integrată de mediu pe care au primit-o. Există și cercetări penale în ceea ce privește acest aspect și cu ocazia ultimelor evenimente am depus la Ministerul Mediului, Primăria Generală, în atenția tuturor decidenților care vor fi implicați în prelungirea acelui contract, notificări și cu copii ale expertizelor, pentru ca fiecare om care este implicat în această poveste să fie conștientizat și cu cunoștință de cauză despre ce se întâmplă. Precum știți, problemele din ultima perioadă care au suscitat și interesul și aceste mișcări de stradă în privința poluării au avut și au continuare drept cauză inactivitatea și de multe ori indolența autorităților statului plătite și care ar fi trebuit să iau într-un fel și atitudine și în ultima instanță să-și facă datorii. Cam așa ar fi. Așa de că